țara de curând la, în Germania, la un festival foarte important de piese de tineret, Young New York Classics. Iar criticile pe care le-am avut ne-au copleșit pe toți. De acest motiv și pentru că dorim să ne reamintim de toate aceste momente frumoase, am făcut un, de fapt, trei albume pentru cei mai importanți oameni care sunt de fiecare dată alături de noi și fără de care și fără prezența dumneavoastră la toate concertele noastre, nu ar fi posibil acest proiect și vă mulțumim foarte mult. În primul rând, vreau să-i mânez un album maestru Cristian Mandial, care este părintele nostru. Brar mi-a fost dat să cânt cu dirijor care să îmi explice și să fie puntea de legătură dintre compozitor și muzician. Și vă mulțumim foarte mult pentru munca pe care l-am lăsat. În al doilea rând, aș vrea să-l invit pe scenă pe maestru Marin Cazacu. Munca care este în spatele orchestrei este imensă. Iar domnul Marin Cazacu, pe lângă faptul că a făcut acest proiect și muncește și face tot pentru noi, de la zero la 1000. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru acest cadou de care v-am amintit toată viața. Un bun prieten mai devreme după Sinfonia a 5-a de Beethoven spunea: acesta e Sinfonia unui destin împlinit. Dacă îmi permiteți, pentru mine tot proiectul este un vis împlinit, iar momentele cele mai frumoase din viața mea am petrecut alături de familie și acești tineri din spatele meu. Le mulțumesc foarte mult! Iar al treilea om care este în spatele nostru este un om care și-a dedicat ultimii 7 ani din viața lui nouă. Și am încercat să strângă fonduri, deoarece și dumneavoastră la România este puțin mai dificil cu acest subiect. Și trăiește totul alături de noi. Toate momentele de fericire, de tristețe, de împlinire. Și face mare plăcere să-l invit pe cine pe domnul Dorin Ioniță și mulțumim foarte mult pentru tot ce a fost. Eu sunt un ea fiera, nu un orator, dar țin foarte mult să vă povestesc ceva. Eram la Berlin, în cea mai prestigioasă sală de concert din lume, Sala Filarmonicii, unde pentru prima dată o orchestră românească, și asta era Orchestra Română de Tineret, e vorba în această sală. Aș vrea și vă doresc din suflet să trăiți ce sentimente am trăit eu în sală de la Berlin. Pentru asta, vă mulțumesc, ochii mei dragi.